Am suferit foarte mult la nivelul salarieților noștri pentru grupa de muncă și spun acest lucru deoarece România nu este capabilă să asigure în societățile care au un trecut, care au un istoric, condițiile care să elimine grupele de muncă. Cei care beneficiază de grupa întâi de muncă sunt cei care au muncit în oțelării, minerit, combinate siderurgice, în industria chimică, pe șantiere sau la căile ferate. Dacă au stagiul de cotizare complet, ei se pot pensiona mai devreme, chiar și la 60 de ani în loc de 65. Peste 60.000 de români se estimează că vor beneficia de noua prevedere legală. Sindicaliștii spun însă că legea a venit prea târziu pentru oamenii care și-au pierdut timpul și banii prin tribunale, încercând să câștige în instanță grupa de muncă. Sute de astfel de cazuri se înregistrează și în Dâmbovița. Că noi avem zeci de procese ale oamenilor pe această situație, ne tărâm în tribunale prin toate societățile noastre, bani cheltuiți, timp cheltuit, nervi și așa mai departe. Pe lângă procesele de la tribunal, grupa de muncă a iscat și adevărate scandaluri. Este cazul foștilor angajați de la Petârgoviște care nu se pot pensiona mai devreme pentru că nu le este recunoscută adeverința dată de societatea comercială de către Casa de Pensii Dâmbovița. Situația a ajuns și în atenția poliției. Cei care au de suferit sunt însă foștii angajați care nu au decât o soluție, să-și caute dreptatea tot la tribunal.